Pentru cine nu știe, suntem în laboratorul de extracție de la Muntenia Queen. Roberto este în dreapta mea și aici doamna Ana face treaba, recoltează. Și mai suntem un coleg apicultor care, de asemenea, este în vizită. Mulțumesc de răbdarea pe care o avut-o să putem participa la acest moment. Așa, să putem filma. Doamna Ana, de cât timp faceți asta? De 14 ani. De când sunt căsătorită cu Robert. V-a fost mentor, v-a învățat. Da, imediat m-a pus la treabă. Da? Da. Și cum e? Cum lucrează treaba asta de apicultură în familie? Că de obicei găsești doar bărbatul sau femeia care fac apicultura și acolo e dificil să progresezi. E o istorie mai lungă. De exemplu, astăzi m-a cunoscut Roberto, peste o săptămână ne-am căsătorit. Mi-a plăcut că îi vineau filmările acasă, zic, Doamne, ce-o face Roberto? Practic și ultima dată știam ce e. Dar Roberto zice, dacă înveți să faci transvazare, stai aici la muncă la mine. Am învățat imediat și de atunci suntem împreună. Lucrăm. Și iubiți albinele? Da, foarte mult. Super. Foarte mult. Felicitări! Sunt doamne care nu iubesc albinele, da. Încă înțeapă. În cât timp ați depus dexteritatea de a imediat. Ai făcut transvazarea imediat. Transvazare și răcoltare este o muncă nu de apicultură, e o muncă mai de birou și învață imediat. Da. Dacă ai pus de mașină. Ceva că nu-mi place, nu-l fai oricum bine. Orice lucru, dacă nu-mi pui pasiune, nu ești bine. M-a impresionat cel mai mult că au venit cei la televizor să-mi filmeze pe Roberto. Bărbatul meu e infărtat. Păi mori. Are schimbarea adevărată la facem noi fiecare zi în jurul nostru. Super! Felicitări! Mulțumesc! Bine, super! Natale de masă. Asta e producția de astăzi? Două. Două. Dar ne-am băgat Bine, aici. Fac o fotografie? Larve. Larve. Oh, deliciu! Aici, pe pune. Așa trebuie ținut. Ah, ok. Super, felicitări! Alura, 440, fana 30 de grame, 410 grame azi. 410 grame astăzi. Cu 35 de stupi. Cu 35 de stupi. Da, ceea ce... Cu gestiune
avem dublă bagheta, în gestiune puțin și știam că folosesc numai eu. Una. Și închide, nu? Le pus jos. Așa, domnul Nistor, avem și aici. Da, are confesionata deja pregătită. Mm. Există desfacere pentru produs? Da. E cerere, nu faci față. E cerere, nu faci față și... Dacă este promovat, eu caut să direcționez o parte din clienți. Plec în Franța și nu mai trebuie pentru... Nu, rușinie, dar știu. Nu trebuie să facem vitoșie. Este în cutie, rușinie. Ok, ok. Am deja pregătit, da. Ok, aici e ceara, te la apuci. Căpăcea de vodka. Super. Deci ce faceți cu căpăceala? Ulei extra vergine. De măsline. De măsline. E ceara de căpăcela. Doar atât. O da, cremă gata. Naturală, uh-huh. Pentru depilare, pentru buziță, pentru arsuri, pentru copii. Super. Nu mai folosim sos baby. De cele mai multe ori apicultura se crede că se învață doar de pe internet, dar realitatea este că e nevoie și de carte și e nevoie și de a vedea practic cum se fac lucrurile. De acord, Roberto? Da. Așa că astăzi ne aflăm aici cu Roberto și cu un coleg apicultor ca să învețe să facă... Pe turace, niciodată pentru abdomen, niciodată. Așa. Marcarea mărcii. Aici atunci miere vinișor, în două zile a blocat cu vin. Fain, uite ce frumos. Trei zile numai era la foame. În trei zile... La aia de nectar. Dar în perioada asta, dacă există catul pus, nu mai întrebă din cuie. Da, da. Am pus catul ieri eu, pentru asta. Uh-huh. Sunt la Muntenia Queen. Asta e bagheta că am pus ieri. Da, nu, văd să marchez mărcile ca să nu am probleme cu ele. Uh-huh. Are 20 de ore. Uh-huh. Asta. Uh-huh. Livel de apișor de mască e foarte puțin. În două zile e plin pe nașuș. Și în câta zi de pun ușorul? Nu, am pus larva ieri eu. Larva de 10 ore vorbim. Aproape 10 ore, după aia e racultat și face asta, racultează, aia e joi, vineri, duminica. E racultat asta. E 3, 7, 3 zile. 3 racultat. Zile deja aveți? Da. E plin. 3 zile, 3 zile și se strage. E sistem normal vorbim. Și mergi doar pe o baghetă sau două baghete? Ma e de diferite. Zile diferite. O zi da, o zi nu. Uh-huh. O zi trasvasarea, o zi racoltarea. Uh-huh. Allora, mai fai o 5 serie în plus într-o lună. Uh-huh. Da, ideea de 3 serii? Nu, fiecare zi nu e prea. Pentru mine scade cantitatea pe cupola e, nu este... Că etaj vazare e multă muncă. Mai bine 10 cupole pline, că 30 gole. D'accord. Pe cantitatea, o baghetă așa, e da 44 cupole asta. Dacă este plină bine, e aproape 15-20 de grame de aprișor. Mm-hmm. E deja ceva de interesant, nu este da, puțin. Da. Vii cu nutriție specială sau...? Puțin de miere zaharizată, polen, eventual, e și rob de miere când este caz, acum nu. Acum aduce deja prea mult singur. Puțin de miere, de turta cu polen, e gata eventual, fixa aproape. Uh-huh. E dacă nu aduce nimic, fac și rob de miere e polen. Și de cantitatea depinde da ce intrași tu. Trebuie și gotit în cantar de 200 de grame pe zi. Uh-huh. Este cel mai care dezvolta mai bine stup și nu blochează cuib. Echilibrul asta este. Trebuie tine. Trebuie să vezi.
de bază. După aia nu este simplu de lăsa el cam, că ajunge foarte mult, e cel mai greu pentru pescuitor de mască. Că scade ponta, blochezi acuib. Ideal este în cules de întreținere, de 100 de grame pe zi. Pentru pescuitor de mască e cel mai bun. Trebuie să ai cules asta. Continuare, masca puntează în continuare, este super. Că trebuie albina, nu super multă, ma trebuie și multă albina. Se scade ponta foarte mult, o luni de zile după aia, plătim. Nu avem albina care face la ptișor. Trebuie și gătit 2-3 rame de puiet full pe săptămână. 15.000 de... Tu nu mergi să aduci din altă familie, nu? Nu. Fiecare absolut. Familie merge natural. Se autosustine. Fără... Dacă un stup nu este în stare, o masca nu este în stare să ponteza 2000 de euro pe zi aproape, gata. Schimbam stupul că este mai bine. Nu are rost să aduc puiet de alt stup. Da. Nu, absolut nu. Fain. E nici pentru regine, la fel fac. Fără starter, fără nimic. Stup divizat, e gata, simplu așa. Starter pentru mine este munca inutilă. Multă muncă inutilă. Încurajez ca oricine să facă lătișor? Este un produs și o operațiune la îndemână sau trebuie doar să fii mai specialist, să ai... Trebuie mult... Poate fi... Este un produs interesant. Trebuie, uno, dacă ai piața de sfacere, ei trebuie făcută în propriu, nu există nimeni care cumpără la îngro e pune la vânzare. Trebuie vorbit, explicat cu doctorii, cu școli, cu nu știu ce, arătat, extragere. E munca enormă asta. Da, munca de promovare. Promovare e după aia producție se face, ma este munca. Este multă muncă. Mulți se gândește, la pescuitor de mască, stai în birou, stai în laborator, e ușor. Pentru mine, a nivel de muncă, eu am 50 de stupi pentru la pescuitor de mască, că sunt deschisi minim o dată sau două ori pe zi. 100 de capaci pe zi, 100 de caturi pe zi, în plus munca în stup. Pentru muta urama, pentru rănire, pentru... O întrebare, Roberto. Am întâlnit, din puțină mea experiență, situația asta. Clienții au nevoi pe timp de iarnă și te sună. Vreau lăptișor de matcă, îmi trebuie un kilogram, trebuie 100 sau 200 de grame. Cum privești lucrul ăsta? Tu îți faci stocuri de lăptișor pentru iarnă ca să-i livrezi sau încurajezi și pe client să-și facă stocul personal? Depinde... E foarte personal treaba asta, depinde cine este, ce cine cumpără imediat, ce face stoc lui, mai bine. Intră banii e liber frigider, ma nu este așa important. De obicei noi în februarie-martie rămânem fără la pescuitor de mască. Nu riuscim să acoperim tot anul până acum. Ma avem munca explicat tot anul. Nu mi plâng așa. Nimeni nu cumpără miere, nimeni nu cumpără ptișor. Trebuie muncit. Muncit. Asta nu se înțelege în multe ore. E multe altre nu se înțelege în România. Ma după aceea nu vreau să fii polemic. Nu... Teoretic, dacă păstrăm în condiții... În frigider. Nu ar trebui să avem nicio problemă cu deteriorarea produsului. Un an jumate. Un an jumate. Fără probleme. După... Cel din China are 2-3 ani probabil, te ajungi aici. Deci, ma vorbim de un produs prospect, un produs de calitate, mai un an jumate trebuie consumat. Că nu este ca miere, că cineva cumpără o sticluță la ptișore, cine cumpără la ptișor, teoretic folosește imediat. Nu e ca miere, că am un bocan de miere în casa, că nu știu că e puțin diferit la ptișor de masca. Ma trebuie gândit foarte mult. Trebuie schimbat orientarea de producție, ce facem e ce arătăm la alții. Asta e foarte, foarte important. O rama a 10 mai.
Mai multe produse de stup sunt mai mult valorizate aici, în Italia. Larve de masca, aici se pune la vânzare, în miere. În Italia e la mâncare pentru găine. Cane așa fiecare zi, larve de masca. Facea la ouă. Apilarni, nu există în Italia. Pe ce risipă? Da. Nu... Pastura. Nu. Nu se folosește. Aici? Da. Pentru... produce așa, e mai mult cunoscut sunt. Când am venit în România 3 ani în urmă, 3 ani și ceva. Mm-hmm. Bun, facem regine. Ideea era asta, mia. Materia biologic, cum am făcut toată viața. Dacă vendem în România bine ceva, trimite în Italia, în Germania, clienții peste tot. Am văzut puțin de laptișor de mască, ce laptișor de gen. Nu am crezut niciodată eu că vine în România e pun în vânzare mai mult laptișor de cei care am vândut în Italia. La porta, nu în grov, că ce noi facem puțin, nu facem cantitate industriale, ma 2-3 toie de miere, 2-3 sute kg de polen, 10-20 kg de lapșor de masca, în februarie-martie suntem fără produs, e tot la porta, am tot la porta, niciun...